În municipiul Călăraș va exista și un club al pescarilor. Primarul municipiului Călăraș, Daniel Ștefan Drăgulina, a semnat la sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale un nou contract de finanțare europeană. Este vorba despre proiectul Promovarea Incluziunii Sociale prin înființarea unui club al pescarilor dunăreni în municipiul Călăraș, finanțat prin programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020. Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 340.000 de euro, iar valoarea maximă a unui proiect finanțată nerambursabilă este de 200.000 de euro, inclusiv TVA, sumă de care proiectul menționat beneficiază în totalitate. Întrucât valoarea lucrărilor propuse și a dotărilor obiectivului de investiții este mai mare decât cea care se finanțează, municipiul Călăraș a adăugat și contribuția proprie. Prin acest proiect se va înființa un club al pescarilor prin reabilitarea, consolidarea și modernizarea clădirii din parcul central, zona Jirlău, unde a funcționat în trecut acvariul. Viitorul club al pescarilor va fi un loc de referință în comunitatea pescarilor dunăreni din municipiul Călăraș. Aceștia vor putea să socializeze în desfășurarea diverselor activități specifice. Între Clădirea vizată pentru investiție a avut mai multe destinații. În perioada anilor 60 a funcționat aici chiar hanaua orașului. Între anii 1970 și 1980 clădirea a găzduit o secție a casei pionierilor, Clubul de Karting urmată de înființarea la data de 1 iunie 1980 a grădinii zoologice Călăraș, în care se regăseau și câteva mamifere sălbatice și domestice, precum și o colecție de păsări exotice provenite dintr-o colecție privată. După mutarea grădinii zoologice în noul sediu, începând cu anul 1985 și până în 1990, clădirea a avut destinația de Acvariu. Perioada 1990-1993 regăsește clădirea cu destinația de unitate de alimentație publică și ca punct de atracție al orașului prin desfășurarea activităților de agrement pe lacul din vecinătatea clădirii, amenajat în urmă cu mai mulți ani, pe care se făceau plimbări cu hidrobiciclete și cu bărci de agrement. Din 1993 și până în prezent în clădire nu s-a mai desfășurat nicio activitate, lucru care a determinat degradarea acesteia făcând din proprie realizarea oricăror activități. Durata de implementare a proiectului este de 19 luni.